Salut, eu sunt Bogdan și în clipul de astăzi o să vorbim despre o problemă. Problema mea poate fi și problema ta, mai exact ce s-a întâmplat. După cum bine știți, eu am o trotinetă marca Xiaomi. Dacă vă luați o trotinetă Xiaomi, indiferent de model, second hand, să fiți atenți la tot clipul, că trebuie să rezolvăm problema împreună. Dacă voi aveți rezolvarea problemei, nu uitați să-l lăsați în rubrica de comentarii. Mai exact, nu reușesc să conectez noul telefon la trotinetă, pentru că ea îmi spune că este asociată unui altui cont. Și o să pun și un clip cu problema asta. Bun, toate bune și frumoase. Încep să fac studiu pe internet să văd exact ce s-ar putea face. Și încep să găsesc cu informații cum că aș putea să dau o resetare la trotinetă. Bun, cum fac asta? Apăs maneta de frână, maneta de accelerație și butonul de pornire a trotinetei până emite de 5 ori un semnal sonor. Emite acel semnal sonor și încerc din nou să mă conectez cu trotineta. O să pun și acest clip să vedeți. Dar ce să vezi, niciun rezultat. Bun, caut altă variantă. Cum că să pun o altă țară. Încerc o altă țară cu contul, o adresă de e-mail. Nu reușesc. Încerc, mai scria că să pun cu o altă țară, dar acolo îmi cere și un număr de telefon. Nu am reușit nici așa pentru că nu am un număr de telefon din străinătate. Iar și dacă faci rost și nu ai acces la numărul acela, îți vor trimite diferite mesaje de securitate. Automat cineva nu va răspunde, nu vei avea acele mesaje de securitate, nu este în regulă. Bun, următorul pas e că să studiez mai departe problema și să văd cum o rezolv. Așa că țineți aproape. Și încă o chestie, ce am găsit, povestind cu o cunoștință care are și el o trotinetă, ce a pățit nu de mult. Mai exact, a încercat cineva să-i fure trotineta. Bine că era legată foarte bine și nu, acel individ nu a reușit. Așa că m-am informat și am găsit o firmă în Oradea care se ocupă cu sisteme de monitorizare prin GPS și am dat un telefon să vorbesc, să văd despre ce este vorba și dacă cumva poate să mă ajute. Acea persoană a spus că mă ajută cu tot dragul, chiar are un sistem de monitorizare pentru trotinetele marca Xiaomi, pentru ITWOW și pentru Ninebot. Deci numai bine, o să facem și un studiu despre problema asta. Doar că la trotineta mea, că despre asta o să vorbesc, momentan acel GPS se conectează la mufa de încărcare a trotinetei. Adică GPS-ul acela va fi la vedere. Cine vrea să-ți o fure, le aruncă și merge mai departe. După ce reușesc să conectez acel mini sistem, o să încerc să fac și un video și dacă avem rezultate, o să vă recomand și vouă, cei care vreți să vă protejați trotineta, în ideea că sunt o felul de oameni care vor încerca lucrul ăsta să-l facă. Mai ales că va veni sezonul cald, vom începe să ieșim cu ele cât mai mult afară, iar dacă sistemul de antifurt nu va face față, trotineta o va lua la plimbare. Așa că vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest clip. Cei care știți mai multe informații în legătură cu conectarea sau reconectarea trotinetei la noul telefon, nu uitați să-mi lăsați un mesaj, să mă ajutați și pe mine. Cei care v-ați abonat, vă mulțumesc, vă dau și eu un like. Cei care nu v-ați abonat, vă aștept să vă abonați și voi. Așa că nu uitați să dați un like, să vă abonați și până la data viitoare, să auzim de bine. Pa, pa!